Mircea, domnul Daniel Fenechiu, ales marți lider de grup al senatorilor Partidului Național Liberal, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Fenechiu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Revin cu drag de cât ori mă invitați. Klaus Iohannis, prezidențiabilul Partidului Național Liberal, este de departe câștigătorul primului tur al prezidențialelor. Și a atins PNL ținta, ați sperat la un scor mai mare, ați avut surprize. Povestiți-ne puțin din reacțiile. Eu cred că lucrurile sunt în grafic. De altfel, așa au fost și previzionate. Singurul lucru care era în discuție ținea de procentul care va câștiga Klaus Iohannis. Noi ne-am fi dorit ca procentul să fie 4. Da, deci peste 40%. N-a fost să fie datorită faptului că ieșirea, prezența la vot nu a fost foarte mare, adică în momentul când ai o prezență sub 50%, evident că acest lucru se regăsește și în procentele candidaților, însă știam că nu se pune problema nici locului întâi, nici a unei diferențe semnificative față de clasatul de pe locul 2. Și venind să discutăm despre locul 2, a existat acolo o incertitudine cine va fi locul 2, cu cine se va bate președintele în finală. N-a fost așa cum ne-am dorit să avem o finală fără PSD. Eu personal aș fi agreat varianta să-l văd pe Dan Barna în turul 2, ca să fie o finală între forțele care, mă rog, au fost creditate de român la europarlamentarele din 26 mai. Deci să fie o finală pe dreapta. Cum mi-ar fi plăcut. Bine, acum USR-ul nu e tocmai un partid de dreapta, dar este un partid fără discuție antipesedist, ceea ce e un lucru, în opinia mea, destul de important. Însă se pare că o parte din electoratul USR a preferat certitudinea și maturitatea președintelui. Pe de altă parte, se pare că Dan Barna n-a reușit să-și motiveze suficient de bine electoratul și astfel am ajuns să avem finala între președinte și doamna Dăncilă. Deci, repet, pentru noi n-a fost nicio surpriză, lucrurile au fost în grafic. Acum voturile venite din diaspora au fost o surpriză? Acolo președinte l-a luat... Pentru noi nu, datorită chiar faptului dublu că, față de locul 2. Datorită faptului că la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul oamenilor care gestionează diaspora, se știa că românii din diasporă sunt mult mai puțin sensibili la un anumit tip de abordare de un anume soi decât cei din România. Românii de acolo sunt învățați cu previzibilitatea, sunt învățați cu certitudinile. Ori președintele a demonstrat în cei 5 ani de mandat că este predictibil, că este transparent, că pentru stabilitate, că își face bine treaba. Și atunci n-am avut o surpriză, pentru că am câștigat și în diaspora. De altfel, noi spunând că cine își închipuie că diaspora ar putea să creeze mari surprize, nu cunoaște realitatea diasporei. Sau că nu e angrenată la realitatea din România. Nu, este angrenată, dar este angrenată dintr-o perspectivă pe care un român din diaspora poate să o aibă diferit față de românul din România. Pentru că românul din diaspora, așa cum am spus, apreciază pe de o parte predictibilitatea, ca un om politic, dacă spune ceva, să și facă, pe de altă parte și stabilitatea. Ori președintele Iohannis este un garant al continuării parcursului euroatlantic al României, este un garant al faptului că justiția va rămâne independentă, este un garant al statului de drept și, din punctul ăsta de vedere, românii de afară asta își doresc. Viorica Dăncilă, prezidențiabilul PSD și cea care se luptă în finala prezidențiabilelor, l-a invitat pe Klaus Iohannis la o dezbatere. Președintele a refuzat, a și motivat ieri printr-un mesaj de ce nu acceptă această provocare inițiată de Viorica Dăncilă. Nu credeți că va afecta scorul președintelui din turul 2, acest refuz de dezbatere? Este o discuție care, fără îndoială, se va face în aceste zile. Pentru că sunt oameni și oameni de bună credință care văd lucrurile din perspective diferite. Eu personal împărtășesc poziția președintelui și cred că nu e în regulă ca omul care este ales de cei bătuți și gazați în piață să se ducă într-o dezbatere cu șefa regimului care a bătut și gazat în piață. Adică, din punctul ăsta de vedere, eu cred că diferența de abordare trebuie să se vadă inclusiv în relația între cei doi. Îmi aduc aminte că președintele a invitat pe doamna Dăncilă la consultări și doamna Dăncilă nu vrea să meargă. Da? În momentul când avea obligația instituțională.
Iar din punctul ăsta de vedere, eu cred că președintele poate să-și comunice foarte bine mesajele prin intermediul presei, da? Sunt convins că va face interviuri, va face dezbateri cu presa. Pe de altă parte, președintele, în general, fiind un om predictibil, așa cum am spus eu, și nedorind să ofere surprize, ne-a învățat în cei 5 ani în legătură cu viziunea domniei sale despre România, viziunea domniei sale despre atribuțiile pe care le are președintele statului. Din punctul ăsta de românii, cred că sunt lămuriți. S-a văzut altfel și în primul tur, se va vedea și în al doilea tur. Deci nu vă așteptați să fiți sancționați? Nu mă aștept să fiu sancționat, și v-aș aduce aminte că și în Franța, dacă vă amintiți, a fost un președinte chiar înaintea lui Mitterrand, Jacques Chirac, care în turul 2, adversar fiind cu Le Pen, da? N-a acceptat nicio dezbatere, ci pur și simplu s-a rezumat la a comunica prin intermediul presei, a face băi de mulțime, a vorbi cu cetățenii și să-și transmită mesajele. Din punctul nostru de vedere, doamna Dăncilă, după conduita domniei sale, este un soi de Le Pen. Suntem în linie adevărată. Ce așteptări aveți de la turul 2 sau ce așteptări are PNL de la turul 2? Ce scor v-ați propus pentru turul 2? Fără îndoială, scorul trebuie să fie peste 60%. Da. Cu cât este mai sus, cu atât este o victorie mai importantă. Din perspectiva rezultatului de la europarlamentare, din perspectiva votului din primul tur, da? Făcând niște calcule simple, deși știm că în politică 1 plus 1 fac întotdeauna 2, da? Ar fi firesc ca la procentele președintelui să se adauge procentele Uniunii Salvați România, care în mod natural și firesc, așa și declarat de altfel, Dan Barna, îl vor susține pe președinte. Așteptăm fără îndoială voturile Partidului Mișcarea Populară. Știm că și minoritatea maghiară, da, este o susținătoare a președintelui și probabil că și o parte din votanții lui Mircea Diaconu vor vota cu președintele. Deși vă spuneam și la început, în urmă discuției cu Chelemen Unor, acesta a spus că nu și asumă o linie. Vedeți dumneavoastră, minoritatea acum, problema... Și că practic lasă votanții să decidă. Oamenii nu sunt mărfuri ca să iese lămâți într-un coș într-altul. Pe de o parte, în anumite situații contează mesajul pe care îl dă, contează și mesajul pe care îl dă liderul de partid. Pe de altă parte, există și categorii de votanți destul de instruite care, în general, nu au nevoie de aceste instrucțiuni. Minoritatea maghiară este o categorie de votanți destul de educată, care știe să-și urmărească foarte bine interesele electorale, în principal, și civice, din alt punct de vedere. Eu cred că minoritatea maghiară va vota masiv cu Klaus Iohannis. PSD anunța acum că depune moțiune de cenzură. Perioada următoare, că fie ianuarie, fie februarie, fie decembrie. Se poate baza PNL pe o majoritate pentru a susține guvernul Ludovic Orban? Declarația PSD are două trăsături. Pe de o parte, o moțiune e un gest de normalitate. Pe de altă parte, să vorbești la o săptămână, nici o săptămână de la investirea guvernului în moțiune de cenzură, este o dovadă în plus de populism și responsabilitate. Vom vedea, fără discuție, dacă avem sau nu majoritate. Suntem un guvern minoritar, un guvern produs de un partid care are reprezentare de 20% în Parlamentul României, dar suntem un guvern care care nu are o majoritate clară, dar care a avut o majoritate la investire și mizăm pe faptul că există o majoritate în Parlamentul României care își dorește stabilitatea României și care apreciază că totuși soluțiile propuse de Partidul Național Liberal sunt cele mai bune pentru vremurile pe care le trăim. Dumneavoastră nu trebuie să uitați că la începutul anului viitor vom avea probabil în discuție bugetul. Pentru că iată că suntem la mijlocul lunii noiembrie, urmează să apară rectificarea bugetară, care probabil că va apărea în câteva zile, da? Probabil că în noiembrie va apărea rectificarea bugetară, după care este greu de crezut că bugetul ar putea fi elaborat și dezbătut în decembrie. Deci, cu siguranță, bugetul se va duce undeva la începutul anului viitor. Da? Eu cred că e un act de irresponsabilitate ca să vii să depui o moțiune de cenzură în paralel cu bugetul. Da? PSD-ul poate face orice. Nu aș da foarte multe șanse unei moțiuni de cenzură, pentru că după ce PSD-ul a pierdut puterea, urmarea votului din Parlament, care a avut totuși, să zic așa, o sevă serioasă în manifestările de voință prin vot ale românilor europarlamentare,
După ce vom vedea rezultatul la turul 2 la alegerile prezidențiale, cred că și în cadrul PSD-ului gradul de responsabilitate și de risc reputațional, ca să mă exprim așa, va crește. Și atunci mă aștept ca cei care rămân lângă asemenea manifestări, pe care, repet, lăsând la o parte faptul că ar putea fi cotate și ca democratice dacă ar fi susținute de o rațiune în interesul României, dar din păcate nu sunt, de cei care ar rămâne lângă o asemenea manifestare vor fi foarte puțini. Deci vă așteptați să mai plece lumea din... De la PSD, da. De la PSD, da. În perioada următoare. Ei au fost la început 46%, da? Când scorul lor e 20 un pic, e clar că jumătate nu se regăsesc acolo. Au instinct, au interese. N-am nicio bănuială. Dar putem vorbi pe viitor de o fuziune PNL-PMP? Am văzut acest scenariu vehiculat în... Vedeți dumneavoastră aici, noi putem vorbi despre orice. Din perspectiva Partidului Național Liberal, ideea de a unifica forțele de dreapta a fost întotdeauna o prioritate. Dar lucrul ăsta nu se poate întâmpla oricum și în orice condiții. Partidul Mișcarea Populară este un partid înregistrat în registrul partidelor politice, un partid care până de data recentă și-a atins țintele electorale, a obținut intrarea în Parlamentul României în 2016, a acces la europarlamentare unde a scos pragul, la alegerile prezidențiale de acum, candidatul lor a obținut peste 5%. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o decizie pe care ei, în primul rând, trebuie să o ia, să vadă care este destinul, care este direcția spre care vor să meargă. Dacă își doresc ca să contribuie la construirea unei mari forțe politice de dreapta, Partidul Național Liberal este deschis să discute. Deci are deschidere. Am avut întotdeauna, da. Deci întotdeauna am avut deschidere. E adevărat, acolo există persoana lui Traian Băsescu, care, mă rog, implică anumite lucruri din perspectiva unui asemenea demers, dar cu siguranță toate lucrurile sunt rezolvabile, timpul și evoluțiile politice putând să influențeze în mod fericit orice idee de acest gen. Dar cu ALDE am putea discuta de o alianță pe viitor? Mare parte din colegii din ALDE sunt plecați din PNL. Și acolo e o situație similară, numai că la ALDE noi Traian Băsescu este Călin Popescu-Tăriceanu. Da? Deci și acolo există o problemă de acest gen. Până în momentul de față, vă auzim multe scenarii pe piață, că urmează să le dăm locuri, să înghițim, să nu știu mai ce. N-au existat asemenea discuții. Sau cel puțin n-au existat asemenea discuții într-o manieră formală, serioasă. Că se întâlnesc 3-4 inși pe la un colț și discută, bă, ce bine ar fi să se întâmple, din astea poate că au existat. Deci nu a fost temă de discuție în partid? Nu a fost temă de discuție în partid. Dar, repet, în ALDE sunt colegi de-ai noștri, sunt unii care sunt chiar de bună calitate, în special cei care nu au fost implicați în luarea unor decizii la vârf, da, care și-au făcut treaba la locul lor. Evident că avem o doză de rezervă față de cei care, mă rog, au fost susținătorii politicilor lui Dragnea și Dăncilă. Și-au votat uneori chiar cot la cot. Și-au votat cot la cot cu ei și mai mult s-au întrecut cu ei. Dar nu putem din nou să facem clasificări generale și să spunem, bă, toți membrii ALDE sunt de un anumit fel. De acolo e vorba de evaluări individuale și în ultima instanță și ALDE trebuie să decide ce vrea să facă. Adică Partidul Național Liberal stabilește, da? Atât PMP-ul cât și ALDE sunt, așa cum spun, partide, trebuie să-și stabilească destinele, iar în momentul în care se pune problema unei apropieri mai mari sau mai mici, Partidul Național Liberal, cu respectarea principiilor, cu respectarea regulilor de integritate pe care Partidul Național Liberal le are, se pot face pași într-o direcție sau alta. Guvernarea PNL a adus câteva obiective majore în justiție. Ce variante sunt pentru desființarea, de exemplu, a secției speciale? Știm că a fost un întreg scandal pe această temă. Desființarea secției speciale. Păi cea mai corectă variantă este desființarea prin lege. Existând o inițiativă de acest gen în Parlamentul României. Desființarea prin lege ar respecta toate regulile democratice, ar respecta toate angajamentele pe care Partidul Național Liberal și le-a luat în momentul în care s-a constituit această coaliție care susține acest guvern. Chiar dacă e un guvern minoritar, sunt o coaliție. Poate vă amintiți că unii au spus, domnule, fără ordonanță de urgență, alții au spus, ok, dar fără să desființați asta altfel decât prin lege. Deci, practic, soluția care corespunde la toate cerințele din interiorul
coaliției care susține guvernul, ar fi desființarea prin procedură parlamentară. Am văzut chiar ieri o declarație a fostului președinte al Curții Constituționale care spunea, domnule, nu s-ar supăra nimeni dacă ați da o ordonanță de genul ăsta. Eu cred că politica nu se face cu nu s-ar supăra nimeni. Adică în momentul când ai semnat un angajament că nu vii cu ordonanțe de urgență pe zona asta, în momentul în care ai un vot pe care l-ai cerut românilor că pe zona justiției nu acționezi cu ordonanțe de urgență, cred că nu poți merge pe teoria, bă, asta ar fi înghițită, că e în spiritul celor s-ar care... S-ar putea să fii sancționat. Ai putea fi sigur să fii sancționat. Varianta prin lege este proiect de lege dezbătut în Senat, dezbătut în Cameră, dezbătut în Senat, că Senatul e cameră decizională și trecut prin vot. Prin vot. Dar PNL nu are majoritate în Parlament. Până la momentul când ar ajunge să fie discutată propunerea legislativă, s-ar putea să existe majoritate. Cum spuneați și dumneavoastră și aminteați că în urma referendumului convocat chiar de președintele Klaus Iohannis nu se mai pot da ordonanțe de urgență pe justiție. Cum veți rezolva astfel problemele semnalate în MCV privind recursul compensatoriu? Tot prin lege. Tot prin lege? Tot prin vot? Deci, prin... În momentul în care ne-am asumat respectarea unui set de reguli pe care le-am convenit cu cei care susțin guvernul, eu cred că este o problemă de moralitate și de reputație, în ultima instanță, să respecti înțelegerile. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Guvernul ăsta este un guvern care gestionează țara pentru o perioadă determinată. Menirea guvernului a fost să stopeze, în principal, declinul și direcția greșită în care mergea România. Cei care votează Partidul Național Liberal, cei care votează forțele progresiste, pot înțelege o amânare, nu pot înțelege o abdicare de la principii. Pentru că le explici românilor, păi, deci avem un referendum care ne împiedică să dăm ordonanțe de urgență. Dacă noi ne apucăm și încălcăm voința românilor, suntem mai buni ca ei, indiferent dacă scopul este de un fel sau de altul, că e mai nobil sau mai puțin nobil sau mult mai nobil. Deci ar putea să intrați în aceeași oală. Păi, absolut. Și atunci eu cred că promisiunile trebuie ținute cu respectarea principiilor și regulilor care au fost stabilite de români prin referendum și stabilite cu partenerii de coaliție. Da? Și lucrurile trebuie făcute încet, dar sigur. Deci nu vom vedea ordonanțe de urgență pe justiție? Din informațiile care le dețin în momentul de față, nu. Cum vedeți schimbarea aceasta de la Ministerul Justiției? Cătălin Predoiu este o soluție fără îndoială foarte bună. Mi-aduc aminte că a existat o discuție în spațiul public la data respectivă, de ce Predoiu, dacă X, Y, Z n-ar fost mai bun. Exact, au existat mai multe propuneri. Diferența între Cătălin Predoiu și restul candidaților sau pretendenților constă în împrejurarea că, pe de o parte, Cătălin Predoiu are o experiență ministerială serioasă, fiind perceput inclusiv în zona internațională ca un om serios, ca un om decent și ca un om care respectă valorile și valențele democrației. Lucrul numărul 2 este că Cătălin Predoiu cunoaște foarte bine Ministerul de Justiție, ceea ce e foarte important, mai ales într-un guvern de tranziție, cum este guvernul minoritar al Partidului Național Liberal. În fine, lucrul numărul 3, care cred eu că este cel mai important, constă în împrejurarea că în raport de problemele de imagine pe care le România pe zona de justiție. Și aici mă refer atât la MCV, cât și la toate lucrurile care derivă din recursul compensatoriu, din secția specială, din raportul Greco și aș putea continua. Cătălin Predoiu este practic singurul care, la o oră de la numire sau la o minută pe numire, putea pune mâna pe telefon să-și sune partenerii instituționali, să le spună, m-am întors, Ministrul Justiției, hai să rezolvăm acele probleme. Cătălin Predoiu nu trebuia să brodeze, pentru că poziția lui despre aceste probleme a fost una constantă, a fost una concretizată de ani de zile în care a vorbit în același fel și ca ministru a acționat în acest fel. Credibilitatea lui este imensă și fiind un mandat scurt, dar foarte important în plan european, cred că nu exista o soluție mai bună pentru acest mandat decât Cătălin Predoiu. Îi ajunge acest mandat scurt să rezolve problemele pe justiție? Cu siguranță nu. Pe care le are acum România? Cu siguranță nu. Nu vor putea fi rezolvate toate problemele pe justiție. Dar a pune România în direcția rezolvării acelor probleme este un lucru fantastic de important. Pentru că să nu uităm, înseamnă să oprești degringolada în care o duceau mișcările, pe de o parte, interesate în sfera clientelei penale a PSD-ului, pe de altă parte, degringolada creată, pentru că o parte din măsurile astea să treacă.
Pentru că atât recursul compensatoriu, cât și secția specială, au avut mai multe funcții. Pe lângă lucrurile anunțate public, în genul de genul, recursul va ajuta România să nu fie condamnat la CEDO și secția va fi o formă de răspundere a magistraților, da? Va asigura funcția de răspundere a magistraților, acolo există foarte multe suspiciuni în legătură cu reala sorginte a acestor măsuri. Pentru că noi am spus-o cât se poate de clar, de recursul compensatoriu au beneficiat o sumedenie de infractori de suite periculoși, de criminali, de violatori, de tâlhari, da? Dar au beneficiat și oameni din clientela politică, da? Care au ieșit cu 20-30% din perioadă mai repede. Secția de investigații speciale, odată ce a fost înființată, primele lucruri pe care le-a făcut a fost să retragă niște recursuri, niște apeluri formulate în niște dosare extrem de importante. Da? Să ne amintim cu pădurile de la, cu retrocederile de la Brașov, unde secția a retras acea cale de atac, să ne amintim de faptul că primele 10 dosare, nu știu câte erau împotriva lui Chioveși, da? Fără ca eu să fiu un mare fan Chioveși. În momentul în care toată secția lucrează pe zona respectivă. Evident că spui problema, nu este o secție care urmărește niște obiective stabilite politic. Că în situația în care lucrurile ar fi fost liniștite, da? Cu siguranță, mare parte din discuția în legătură cu secția ar fi avut loc, ar putea să aibă loc și într-o variantă mult mai rațională, mai puțin emoțională. Dacă în principalul obiectiv e să o blochezi pe Chioveși și să nu plece, să nu poată candida, îi interzici dreptul a părăsi România, îi faci nu știu câte dosare, după care retragi o serie de recursuri. Da? Cât de dăunătoare este implicarea politicului în justiție? Este catastrofală. Pentru că, indiferent de cât de mult recunosc cei care au prin cap o asemenea idee, implicarea politicului în justiție nu este nimic altceva decât o boală contagioasă. Pentru că dacă astăzi eu sunt în opoziție sau acum la putere și am văzut că alții au făcut-o, mă voi gândi că pot să o fac și eu. Dacă ei au făcut-o, ce să fac și eu? Da? Și tehnic transform, practic, judecătorii și procurorii, da? Dacă funcționează un asemenea sistem de implicare, în niște marionete care nu vor aplica legea, ci vor aplica interesele celor care sunt la butoane. Ori din punctul ăsta de vedere, eu cred că soluția spre care trebuie să tindă orice partid democratic și pe care trebuie să o susțină orice român cu scaunul la cap este scoaterea totală a justiției din sfera politicului. Numai atunci vom putea să avem încredere într-un judecător, într-un procuror și în justiție ca instituție, în momentul în care orice formă de imixtiune va fi nu interesă de lege, va deveni imposibilă datorită efectului legii. Că și astăzi, da, imixtiunea politicului în justiție este interzisă. Dar atâta vreme cât am creat din ministrul justiției un soi de șef al procurorilor, da, l-am făcut mai important ca președintele statului, în momentul în care am talibanizat magistratura prin o serie de implicări de diverse naturi, asociații, diverse structuri care, mă rog, se canibalizează acolo cu un CSM fragmentat, care e orice altceva decât un organ reprezentativ profesional, este mai mult un soi de sindicat, mă rog, lucrurile nu arată bine. Și atunci, eu tehnic mi-aș dori ca să știu că magistratura este în afara oricărui joc politic, situație în care poți să accesi mult mai ușor orice soluție și închizi un capitol care a făcut foarte mult rău României. Un alt punct fierbinte pe care trebuie să-l rezolve guvernul Ludovic Orban este de secretizarea dosarului 10 august, despre care ministrul de interne a și anunțat că poate astăzi, poate mâine... Da, așa am auzit că îl va desecretiza. Marcel Velea e un om serios. La ce să ne așteptăm? Păi nu știu ce e acolo. Deci de unde să știu? Deci e posibil să aflăm lucruri interesante, mai multe sau mai puține. Când presa o să-l vedem... a tot vorbit de anumite implicări, de... Eu n-am niciun dubiu că ce s-a întâmplat pe 10 august a fost generat de guvernul Dăncilă. N-am niciun dubiu.
pentru că... Mai rămâne să vedem în ce mod a fost. În ce manieră și care sunt responsabilitățile. Pentru că, fără îndoială, conducerea jandarmeriei e partea ei de vină. Dar e bine de știut cum s-a ajuns acolo, cine a pregătit totul, cine a regizat. Pentru că acolo e cât se potrivește, a fost o regie împotriva românilor. Iar faptul că nu te poți duce să protestezi pașnic, că te poți trezi cu bătut sau gazat, e o chestiune care n-ar cecuta în democrație. Dacă se dovedește faptul că guvernul Dăncilă s-a implicat, ce putem avea după? Păi ea va fi în primul rând o dovadă în plus că Klaus Iohannis nu are ce dezbatere să facă cu domnul Dăncilă. Va fi practic argumentul că el nu va mai putea fi zdruncinat. Și doi, va fi dovada faptului că organele statului trebuie să-și facă treaba și să stabilească clar care sunt responsabilitățile și să treacă răspundere pe cei care au gazat românii și au bătut în piață. Deci e cât se poate de simplu. Da? Aia avem justiție. Nu să spun eu. Ce trebuie să se întâmple? Cât mai avem? Nu, o să avem, pentru că să știți un lucru, că indiferent de diverse imixtiuni care s-au făcut, indiferent de intenții, există un anumit tip de coloană vertebrală a judecătorilor, care au fost și ajutați într-o oarecare măsură să înțeleagă niște elemente care țin de firesc. Da? Istoria recentă a justiției a arătat că mai curând sau mai târziu, judecătorii sau procurorii care fac altceva decât le cere legea, ajung să răspundă. Și chiar dacă n-au ajuns să răspundă toți, da? Riscul reputațional, imaginea pe care și-au stricat-o, da? Și demonstrația clară a faptului că nimeni nu e imobil, adică nimeni la conducerea unei organizații sau la, să zic așa, tutela politică a unor structuri judiciare, da? Nu e imobil. Și atunci de ce? De ce să-ți afectezi tu cariera, imaginea, buna reputație, când poți să fii un judecător corect, orice s-ar întâmpla, și să-ți faci treaba. Să te uiți tot timpul în oglindă, să nu răspunzi, să nu trebuie să dai explicații. E foarte important pentru ar fi ideal. Nu, dar să știți că marea majoritate a judecătorilor și eu vă spun și într-o experiență de avocat, sunt judecători de bună credință. Asta foarte mulți nu înțeleg, că între eroarea judiciară și culpabilă și, să zic așa, influențarea politică a justiției este o diferență foarte mare. Pentru că și judecătorii pot să mai greșească. Și e foarte bine ca aceste greșeli să fie îndreptate pe sistemul căilor de atac. Asta e ideea de bază. Dom'le, s-a făcut o greșeală, e o cale de atac, te duci, arăți, bă, greșit judecătorul, se rezolvă situația. Important dramatic, e să nu fie voită. Dramatic este când e voită, da? Sau când e făcută de așa manieră să nu poată fi îndreptată de nimeni. Adică lucrurile să fie astfel aranjate, încât când a pornit morișca împotriva ta, să nu mai ai ce face. Ei, era o direcție spre care ne îndreptam și este foarte bine că s-a schimbat direcția. Domnule Ferenchiu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă. Vă mulțumim!